Lentila de contact cu Stelian Tănase. Bun găsit, Des Report, Radio Classic, Stelian Tănase, pastila săptămânii, lentila de contact. Și astăzi, o poveste de dragoste, așa cum v-am obișnuit în acest serial. Astăzi vom vorbi despre Mircea Eliade și mai trei. Este un roman pe care cred că mulți l-ați citit, a fost și un spectacol de teatru de mare succes, dar haideți să vedem povestea de a fi rapăr. Suntem în fața unei povești rare, aflată la intersecția două civilizații, între un tânăr european, creștin, și o hindusă. A fost mai trei iubirea vieții lui Mircea Eliade? Despre ea este vorba. Ce a însemnat Eliade pentru mai trei, ca să vedem și cealaltă față? Povestea a escat multe controverse și a alimentat o legendă. Pe scurt, cred că povestea de dragoste dintre Eliade și mai trei este o pură ficțiune. O născocire a autorului. Sper drămișoarele sensibile să nu lăcrimeze la acest punct de vedere. Interesul lui Eliade era să scrie, în 1933, întors la București, din India, o poveste bună cu toate ingredientele și după toate regulile prozei. S-a folosit de un material, amintiri, atmosferă, situații, pe care îl avea la îndemână din India, întâi de toate de exotism, de altă civilizație, altă religie. N-a contat adevărul poveștii, pentru că nu voia să scrie o carte de amintiri. Aceasta s-ar fi supus altor reguli, cea adevărului, a reconstituirii, și n-ar fi putut fi publicată din cauza cerinței unei minime discreții absolut obligatorii. Dacă Eliade a mințit sau nu în romanul mai trei, este o falsă discuție. Aici este vorba despre ficțiune. De-aia cred că povestea nu s-a întâmplat și a fost numai în imaginația lui Eliade. Să spunem, din nevoie de romancier, de scriitor, vrea să scrie această carte. Despre ce este vorba? Ajuns la 23 de ani în India, o întâlnește pe mai trei Devi, de numai 16 ani, adolescență cu veleități literare, poete, vorbim acum de personajul real. Publicase deja un volum. Dotată intelectual, discipola lui Rabindranath Tagore, era și fica profesorului Sundaranath Dasgupta, în casa căruia Eliade fusese invitat să locuiască. O idilă care ajunge cam departe se înfiripă între cei doi. Tineri amândoi, 23 și 16 ani. Tatăl află totul ca într-o dramă ieftină și amorezul trebuie să părăsească îndată casa ca să nu strice reputația tinerei, dar și din cauza dezacordului său ca fica lui să iubească pe ucenicul lui european. Povestea ne-l arată pe Eliade retras în Himalaya, în singurătate, după ce părăsește Calcuta. Literar vorbind, este o găselniță bună pentru un final, dar cam asta este tot. O simplă poveste cu o anume febrilitate scrisă repede pentru a participa la un concurs literar, unde exista un termen final și o sumă pusă în joc, măricică, 20.000 de lei, pe vremea aceea însemna mult. Eliade obișnuia în vacanțe, debarasat de obligația de profesor, să scrie o carte în circa 6-8 săptămâni de muncă intensă, 16 ore pe zi. Așa a făcut toată viața. Deci avea, să zicem, universitate, septembrie până în vară. În vară stătea 2 luni de vacanță scriind. Romanul a fost un succes, un bestseller, am spune astăzi, și a luat premiul Râfnit. Totul a mers ceas pentru autor. Am citit cartea în liceu, o carte a experienței lui Eliade, Îndrăgostirea, romanul sentimental, adică, când era cunoscută. Am recunoscut ușor acuratețea și veridicitatea ei. Un fel de hiperrealism, descrierea mănunțită, creează un soi de magie. Atunci mi-a plăcut cartea. Am recitit romanul mai târziu, pe la 35 de ani, și m-a lăsat rece. Nici nu știu dacă am mai dus lectura până la final. Altă vârstă. Cert este că n-am fost curios să reiau de atunci și sunt de atunci vreo 3 decenii. Povestea mi-a revenit în minte și chiar m-a amuzat ca un episod postmodern cu multe ingrediente, un amestec de ficțiune și istorie reală, când am găsit versiunea celuilalt personaj al idilei. Am aflat că mai trei a existat în realitate, eu nu credeam, și că se numea chiar așa. De obicei, autorii schimbă numele personajelor, numele real din realitate, care inspiră ca să nu fie recunoscute ca model, să nu aibă procese, plângeri, neplăceri.
le schimbă și ca să, nu, ca să fie mai liber în narațiune. Bun, mi-am zis, ce întâmplare. Eroina romanului, de data asta în realitate, o persoană concretă, pe nume Maitreyi, cu identitate și o biografie, trăiește în India, la Calcuta. Am aflat în întâmplător, în 1972, că există și un roman care descria idila ei din tinerețe cu scriitorul român. Așadar, e adevărat că l-a întâlnit pe Mircea Eliadă, venit să se inițieze în India, l-a găzduit în casa așa și așa mai departe. Că au avut o relație, însă e mai puțin cert, Maitreyi, cea reală, neagă. S-a declarat nemulțumită, mai ales de felul cum a descris Eliadă scenele de amor dintre ei, despre care spune că nici n-au existat. Firește, firește. Dar ce roman de dragoste este acela fără scene de amor? Sunt cele mai citite întotdeauna. Eliade știa perfect ce voia când s-a apucat să scrie romanul. Voia cititori, adică o bună poveste. Adevărul istoric l-a preocupat prea puțin. Când Sergiu al Giorgio o găsește la Calcuta, Maitreyi era o femeie bătrână, măritată cu copii. Nu și amintea mai nimic din povestea din anii 20. Memoria și interesul ei se deschid și lucrurile nu se termină aici. Ca într-un bun scenariu, în 1973, la un an distanță, se duce la Chicago, unde Mircea Eliade era profesor reputat de istoria religiilor. La o reuniune în campusul universității, cei doi se regăsesc și trecuseră atâtea decenii. Melodramă 100%, puteți să lăcrimați, e voie să știți. Cei doi s-au simțit foarte bine împreună, revederea a decurs perfect, au evocat îndelung trecutul. Niciunul din reproșurile pe care Maitreyi avea să-i le facă n-au fost rostit. Unul apropiați, ea le-a povestit apoi, marcată de revedere, povestea ei de dragoste cu Eliade. Eliade, în schimb, abia consemnează în jurnalul pe care îl ținea zilnic ce s-a întâmplat, ca și cum l-ar fi atins emoțional prea puțin. În 1973, Maitreyi a făcut și o călătorie în România și s-a întâlnit cu rudele lui Eliade, mama și sora lui. O călătorie de documentare, de inițiere, în sens invers de data asta. Ca femeie de litere, a scris și ea o carte, Dragostea nu moare. Acesta e titlul pe subiectul știut, l-am narat deja. Idila cu Mircea Eliade, etc. Romanul are același destin ca romanul lui Eliade și face succes, este premiat. Este un caz foarte rar când avem ambele versiuni ale unei povești de dragoste. Fiecare cititor poate astfel să-și ia partea lui de adevăr conform propriei sensibilități. Personal, cred că adevărul adevărat nu-l găsim în romanul lui Eliade, ci în Dragostea nu moare. Dar cartea mai bună, literar vorbind, este a lui Eliade, pe care nu adevărul l-a preocupat cine știe ce. Nici nu era mare lucru de povestit, realitatea fusese simplă, o biată idilă fără suspans, fără emoții puternice, o idilă ratată prea devreme. Eliade a fost interesat să scrie o carte bună, dacă se poate, după toate regulile prozei, adică o ficțiune, și s-a folosit doar de câteva elemente ale realității. Mircea Eliade și Maitreyi, repertoarul amorului, 69 de povești de dragoste. Una v-am spus-o chiar acum.